Sau și bine am găsit la un nou episod din Dying Light. Hai să încercăm să luăm keycard-ul ăla de la polițist. Nu știu exact care din ei era. Uite că sunt mai mulți. Bun. O să trebuiască să ne folosim armele. Ia să văd eu aici. Police rifle, să schimbăm cu ăsta. Trebuie să ne gândim la o strategie. Cea mai simplă. Îi împușcăm direct. Asta e că mi-e omoară ăsta. Asta o să fie problema, că fac zgomot și o să vină mulți. Dar trebuie să-l omor pe ăsta, n-am ce să fac. Sper să nu reușească să ajungă pe stâlpul ăsta pe care stă acum. Ok, la asta nu mă așteptam. Pot să zic că nu e bine deloc. Atât timp cât voi face zgomot, vor veni zombi, așa că... Trebuie să-i dau jos chestia aia de pe cap. Oh my god, ce e aici? Oh! Cum poate să arunce cu atâta forță încât să ajungă până aici piatra aia? Explicați-mi și mie. Uite. Pe bune! Nu înțeleg cum, câtă forță trebuie să aibă zombiul ăsta ca să poată să arunce o piatră atât de puternic ca să ajungă acolo. I-am dat jos pălăria aia în sfârșit. Aia îl protejează. Gata, în sfârșit e mort. Acum să ne ocupăm de ceilalți zombie. Oh. Pe bune, mă muști! Ești câine! A, e în dubă asta. Shit. Ok, nu o să mai trag cu arma, ca să nu-i mai atrag pe zombie. Zic că nu o să mai trag și tocmai am tras una. Din greșeală. A căzut și el. Aaaa, i-am tăiat piciorul. Nașpa pentru ăștia care fug să le tai picioarele. Am lăscos toată puterea. E tot ce au. Fugitul. A! Unde e? Unde e ăsta, mă? A, bunker key era la ăsta. Ăsta moare? Holy shit, eu nici nu mi-am imaginat că oamenii normali sunt zombi de ăștia mari. Da, de ce era capitanul? Uitați-vă cât de mare s-a făcut. Cum a... Nu înțeleg cum a reușit să se transforme așa. Mutații ceva. Și cred că zombiul ăla care a căzut pe mașină și am tăiat piciorul n-a murit, numai că nu mai poate să miște. Ăla scoate zgomotele alea ciudate, cred. Ce e asta? Ia stai că e interesantă. Shotgun ammo. Bă, interesant asta. Ia. Iron hatchet. Nu asta. Așa. Dismantle. Ottoman sickle. Interesant. Care ești, mă, care scoți sunetul ăla? Ah, e blocat aici. Ok, noi o să plecăm. Ce soare puternic. În regulă, nu-i problemă. Stai puțin, pe unde trebuie să mergem? Uite aici jos.
A, pe bune! Nu! Este mi se încărca ăla și nu mi-am dat seama. De ce îi face chestia asta la grappling hook? Să trebuiască să stai să se încarce. Din punct de vedere al unui gameplay mechanic, nu prea e bun. Oricum o să ne facem supplies, deci suntem în zonă, nu avem probleme. Tot timpul fac chestia asta totuși. Trebuie să mă obișnuiesc cu grappling hook-ul, că nu funcționează cum cred eu că funcționează. Bine că mă dă la doi pași, că nu trebuia să merg, nu știu când. Așa, și acum să vedem bunkerul ăla. Sper să aibă chestiile alea înăuntru. Corect, mă, și tu e prea bun. A, ăsta e ăla. Am vrut să-l bat. What? Vrea să-mi fure toate chestiile. Ok, până la urmă... Oh, shit. Oh, doamne! Holy shit. Ok, și-a murit tipul ăsta. Nici măcar, dar are ceva, stai așa. Ce putem să ștergem noi de aici? Highlander Hatchet. Arată bine, dar... Nu știu, e cu albastru. Throwing knives. Oricum aveam nevoie de un spațiu. Și pe astea albastre nu prea le-aș ține, dar pe alea mai bune. Zic dacă e pe bune și dacă chiar sunt toate lucrurile alea de care se zicea mâncare și toate chestiile alea. Medicamente, apă. Mă gândesc totuși pentru că e un bunker, cred că lumea a locuit aici la un moment dat și s-ar putea ca toate chestiile alea care am auzit noi să nu, nici nu mai fie, să le fi consumat persoanele care au locuit în zona asta. Bănuiesc că nu sunt astea, cutiile astea ce avem noi nevoie, check the bunker. A, vedeți, oamenii chiar au locuit aici. Asta zic. Ce găsim pe aici? Să-i deja în afara bunkerului. Noi trebuie să facem check the bunker, vedeți acolo misiune? Asta o să facem. A, un șoricel. Să verific întâi toată zona asta și poate să mergem și pe acolo dacă e. Inventory full. Dar nu e ce mă așteptam eu să fie, adică nu găsesc mâncarea aia și toate chestiile. Ce asta? Ce mi-arată că e ceva acolo în perete? Avem niște skill point-uri pe care nu le-am pus. Cred că o să le pun mai încolo. Să ne uităm mai atent pe ele și să vedem, să alegem cu grijă. Sunt o grămadă de chesturi, dar nu prea găsesc și chestii. Adică găsesc string și de-astea, dar nu sunt chestiile de care avem noi nevoie pentru ăla. Pentru tipul ăla, pentru quest. Pe aici am intrat. Hmm.
Cred că singura zonă e aia, prin vent. Isan, this is Crane. I'm in a supply bunker under the town. Oh, ia uitați-vă ce e aici. I think we hit the jackpot. Holy shit. That's great news, Crane. Thank you. Mâncare și toate chestiile, uitați-vă ce e aici. Yeah, but I had to kill him in the end. I totally understand. Adică n-aș fi vrut neapărat să-l omor, având în vedere că n-am înțeles cu el și i-am dat ce avea nevoie. Dar ați văzut, a venit să mă omoare el pe mine. Că zice că undeva mai sus trebuie să mergem. Trebuie să ieșim din bunker? Yep. Ok, și asta a fost quest-ul. Și side quest-ul ăsta. Hai să vedem dacă mai... o să ieșim de aici. Soare afară. Ieșim de aici și ne uităm puțin dacă l-am terminat cumva. Cred că l-am terminat, având în vedere că s-a dus pe challenge. Witch Queen... Slums... Da. Ok, l-am terminat. Ah, aici era un bar, hai să verificăm ce-i pe înăuntru. Și o să vedem până mai avem vreun quest, un side quest ceva. Dacă nu o să mergem prin slums, dar ar trebui să mai fie și pe aici. E ceva portocaliu înăuntru, ați văzut? Ce-o fi oare? Ouch. Da, asta era. Și string. Acum găsim o grămadă de string și nu mai am alcohol. Cum vine? Ah, uite, am găsit și alcohol. Nu, chiar e fain azi afară. Soare fain. Bun, ne uităm pe hartă. Map. Și uite, mai avem un semn de exclamare. Acolo înseamnă că mai avem un side quest. Dacă nu mai avem pe harta asta, mergem în slums, pentru că acolo sunt sigur că avem. Totuși, pe harta asta, dacă cumva am făcut toate side quest-urile, asta înseamnă că putem să mai facem challenge-urile, dar avem și alte, altfel de misiuni. Avem așa, quarantine zones, avem astea, să le luăm, să facem safe house-uri, airdrop-urile și încă un tip de misiune, Races Outpost, pe care tot așa poți te duci să-l ataci. Un outpost de-al Urais. Nu mai văd side quest-uri pe aici, sincer. Hai să mergem... Hai să intrăm în slums. Eu n-am mai fost de ceva vreme în slums. Unde găsim noi un fast travel? Save zone, fast travel. Uite-l acolo. Bun. Hai să mergem în slums. N-am mai fost de câteva episoade. Și știu că la mulți dintre voi chiar vă place mai mult zona aia din slums decât asta. Deși e fain să te duci să mergi pe acoperiș tot timpul, dar mai schimbăm și noi zona din când în când. Ok, niște frame drop-uri interesante, nu știu cu ce ocazie. Cât de iurei făcută zona asta, în sensul că, bun, te protejează de zombie să nu cumva să intre, dar dacă nu ești runner, cum ajungi aici? În niciun caz n-ai cum. Și aici e zona numai pentru runneri. Hai să vedem ce are tipul ăsta. Să le luăm. Chemicals, pistol ammo, avem așa, rifle ammo, o să luăm. Medkit. Și cam atât. Și acum hai să facem fast travel în slums.
Mergem la Brecken. Așa, și am ajuns la Brecken, avem și aici un shop, hai să ne uităm dacă are ceva interesant. Tot așa, medkit-urile le luăm. Duct tape. La fiecare shop de ăsta ai câte două medkit-uri. Vezi câte medkit-uri avem acum așa aici. Aici sunt multe side quest-uri. Vezi câte semne de exclamare sunt? Bandages and meds. Oh, astea sunt side quest-uri, uitați-vă cum sunt. Și că I need a bunch of electronic parts, as many as you can. Ok. Big reward for brave runner. Several important... Retrieve my apartment. Urgent business? What's on your mind? Mr. Crane, are you familiar with a man named Vulcan Yassif Dahl? Vulcan Dahl? Yeah, of course. He owns Vulcan Petrol Engineering. He's the richest man in Haran. Cel mai bogat om din Haran. That's exactly right. And Mr. Dahl has need of your service. I didn't know he was still in the city. Most of his employees were evacuated, but his two chief engineers are still here in the slums. They're brothers. Twins, in fact. Tolga and Fatin. They've been working on a special project. It's highly confidential, and I'm afraid I can't discuss it. But I can assure you its importance is nearly beyond measure. Well, then I won't bother trying to measure it. Okay. The brothers are brilliant engineers, but they're also somewhat, idiosyncratic. This, and the problems of operating in the current environment, have put them behind schedule. Mr. Dahl would like you to assist them to get the project back on track. You will be well compensated, as you can imagine. Doing what? Simply do as they ask. You'll only be needed from time to time, and the task will be of short duration. Removing obstacles, you might say. They'll contact you when your assistance is required. I'll think about it. Bun, interesant. De-asta... Deci o să aibă nevoie de noi, dar nu acum. Help them out, please. Don't just stand around. Do something. Let's see what side quests are on. The scouts have seen people entering the school. Something's going on there. Ceva se întâmplă în școală? Ok. Bandages and meds. Things are getting worse and worse. Hai să le luăm, să le avem. Le luăm pe toate. Cineva are nevoie de cafea? Ce fel de psychosuri sunt astea? Le luăm pe toate să le avem la noi. Ah, le-am făcut deja, pentru că aveam chestiile astea și am putut să-i le dăm. Și le dai lui ăsta, toate chestiile. Hey, I saw your notice on the bulletin board. You're a runner. Excellent. That idiot Dawood sat on my glasses in the canteen and I'm blind as a bat. How can I help Alfie if I can't see anything? I've got a backup pair at my place. It's not far away, it's, you know, I can't get there myself. You need anything else while I'm there? Oh my god, you'll do this for me? Thank you. Oh, and one more thing. See, we're going to start a vegetable garden on the roof, you know, so we can maybe not starve to death. But nobody here really knows how to do it. On my birthday, I got a book on gardening. I never read it. It's growing vegetables for dum-dums or something like that. It should be on a bookcase, but, you know, you might have to look around for it. Okay. Picked up electronic parts. O să merg așa pe la toți. Și să luăm cam toate chestiile. Aici am luat tot. Să luăm cam toate chestiile, luăm toate quest-urile și pe aia ne decidem noi ce vrem să facem. Putem să dăm... Să luăm chestiile astea de aici. Shield-ul nu am loc. Medkit și metal parts. Azi văd cât, cât avem nevoie. Inventory, nu, blueprints. Pentru pizza suit. Încă 5 alcohol. Dacă aș avea de unde să iau alcohol, ce fie o șmecherie. A, și în orașul ăsta mai avem și protect missions. Protect missions cum e asta de aici. Pe care, uite, hai să o facem pe asta, de exemplu, un protect mission, să vedem cum e. Digging for worms to go fishing, of course. What else is there?
You want a list? No. I want to go fishing. I am Omar Boss. And if you will take me to my secret fishing spot, I will reward you with something I couldn't care less about, but you would think is wonderful. Deal? Deal. Let's get secret moving. Fishing spot. Hmm. Now we just need to pick up my fishing gear. First, I need my reel. It is a Tobunga Mark 12 Super Caster. Take a guess what I paid for it. I really don't care. Wrong. $275, eh? List. Ok, îmi spune el câți bani a plătit el pentru aia cu care pescuiește. Nu prea mă interesează chestia asta. Hai să mergem. Ei, și Protect Mission-ul practic trebuie să-l protejezi pe tipul ăsta. Să-l ajut să ajungă în locația în care are el nevoie și el o să-ți dea ceva cadou, reward la sfârșit. Sunt fun și astea. Ăștia nu sunt runneri, de-aia ei nu poate să meargă pe acoperiș sau ceva și trebuie să meargă pe stradă, din cauza asta trebuie să stai să-i protejezi. Dar pentru noi asta nu e absolut nicio problemă. În comparație cu ce am făcut în orașul celălalt, chestiile astea sunt foarte simple. Și mai ales că aici nu sunt atâția de mulți de ăștia infectați speciali. Okay. But thanks to this epidemic and the total collapse of civil authority, I can get it back without having to pay for it. What good luck, yes? Hurry up, Omar. Okay. Now I need my rod. Do you fish? No. Hai, hai să mergem. Nu putem să stăm prea mult într-un singur loc. Sunt zombii peste tot pe aici. You should. It's good for your soul. Ok, hai. Rod is a C-beam carbon fiber flex master 2. You haven't asked, but I know you're curious. Nu eram curios. Rashad, but I think he's some sort of a monster now. So what does he need with it, eh? It seems this epidemic's working out all right for you, Omar. I am practical. Like the fish in the sea. Nothing is all bad. Pe corect mășetii nu pot să o repar. Așa că mai urăm. Până se hotărăște el să meargă, noi mai verificăm chestii pe aici. Dar unde e Omar ăsta? A plecat? A, uite-l aici. Așa, farmacie aici. O să trebuiască să mai trecem pe la farmacie, că găsește și medkit-uri, găsește și gozi. Sau gauz, nu mai știu cum, nu știu cum se zice. Yes. It has no fish equivalent. Are el un loc unde pescuiește. Nu știu care e locul ăla special al lui. Look, a whale. A whale. Nu e balenă, e un ăsta urât. Calmează-te! Wow, a rupt ăsta! Sau era rupt, nu-mi dau seama. Dacă l-a rupt, chiar ar fi tare să fie atâtea detalii în jocul ăsta. Pe aici nu prea le pasă, nu sunt de-aia care alergă așa de mulți. În partea cealaltă, în orașul ăla mare, dacă trăgeam cu arma, într-o secundă aveam vreo 10 pe mine. Asta e destul de ușor, în comparație. Nu, pot să mor pe stop. Abia unul. Ăsta-i prietenul ăla lui. I own over 300 lures and each one has its own story. Would you like to hear them? Nu. Și caracterul la fel zice. V-am zis, tipul ăsta care joc e ca mine. Gândește ca mine. Are we done? Hai să mergem.
Hai mă, să vedem cum pescuiește el. Vrea el să pescuiască. Și ce mai pescuiește? Sunt curios, sunt pești zombie? Există așa ceva, pești zombie? Sau pisici zombie, sau căței zombie? Nu știu că am în toate filmele și în toate jocurile, am văzut numai oameni zombie. Ok, rezolvăm, nu-i problemă, stai niște... Corect mă, șetea asta face minuni. Sper să mai găsim niște alcool. Deocamdată găsesc mai ce n-am nevoie. Și mi-a dat un blueprint. Vrea să mă plătească să-mi dea pește, ca reward. Nu îmi trebuie pește, sincer. I'll take this. Okay. Farewell, my friend, and may the fish be with you. E foarte pasionat de pescuit, tipul ăsta. Ok. Și a intrat înăuntru. Și probabil deschide geamul și pescuiește pe aici. Vreau să o văd cum pescuiește. Sunt cam dezamăgit. Oricum mi-a dat un blueprint și bănuiesc că toate misiunile astea de protecție îți dau câte ceva. Dacă mai știți, uite, de exemplu, m-ați ajutat foarte mult când mi-ați spus faza cu Angel Sword. Mi-ați spus că dacă fac toate costurile la grădiniță, primesc Angel Sword-ul. Și asta m-a ajutat enorm. Pentru că e una... Cred că e chiar cea mai bună armă din joc. Adică blueprint-ul ăla. Deci dacă mai aveți cumva... chestii de genul ăsta sau lucruri importante de făcut care îmi vor da blueprint-uri importante sau arme importante, lăsați-mi un comentariu și mă voi uita. Așa, trebuie să mutăm aici ceva. Ne facem și un safe house aproape de apă, că nu aveam niciunul. Ok. Hai să vedem ce quest-uri avem. Ne uităm la quests și trebuie să le vedem pe toate din slums. Avem o grămadă. Ia uitați-vă câte sunt aici, holy shit. Astea sunt hard, dar alea nu sunt în slums. Trebuie să ne uităm doar după alea în slums. Medium. Search the construction site. Rice's men have found something at the construction site. Steal from a thief. Ok, mergem la construction site să vedem ce au găsit oamenii lui Rice acolo. Că e ceva... A găsit ceva important. Și s-au dus toți acolo. Hai să vedem. S-ar putea să fie arme bune sau cine știe ce-au găsit. Totuși trebuie să ajungem sus pe stâncă. Așa, acolo e antena. Ce interesant e că vezi toată harta. E că nu ești blocat ca în alte jocuri, ai doar o singură zonă micuță și pe aia... Nu, pur și simplu poți să duci absolut unde vrei, nu ești limitat deloc, sub nicio formă. Oh shit, am călcat pe chestia nici m-am dat seama. Ne folosim și pe aici de grappling hook, să ajungem mai repede. Construction site ce e? O zonă unde se construiește ceva, dar... Unde o fi? Și acolo sunt toți oamenii lui Rice. E zona asta, mai fost aici. Și asta e chiar un safe house al nostru. Și trebuie să facem search în el. Search the construction site. Probabil prin chestiile astea să... Vedem ce găsim înăuntru. Da, erau oamenii lui Rice aici, țin minte data trecută și i-am omorât eu pe toți. Numai că noi aveam altă treabă data trecută să facem... cum îi zicem?
să facem easter egg-ul ăla și am ignorat complet asta. Collect dynamite. Dinamită. Ia uite. Blueprint. Iar explodăm ceva mare? Dar fi fain. Corect machete. Să lăsăm acolo pe asta. Collect dynamite for... Păi am luat. Trebuie să mai iau mai mult de atât, oare? 3 dynamite. Vegetable cleaver e bun, dar... Să-i dăm un așa. Collect dynamite. Am luat dinamită, dar... nu pot să mai iau mai mult de atât, deși e acolo. S-ar putea să trebuiască să... mi-arată punctul în altă parte acum. Map? Cred că am colectat așa, mai trebuie să mergem să o ducem. Oricum, vedem ce se întâmplă în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!